Bună seara, sunt Vitalie Cojocari. La Euronews România începe emisiunea Vocile care contează. Românii au votat, acum tragem linie, iar politicienii încearcă să înțeleagă mesajul pe care cetățenii îl transmit prin intermediul votului. În această seară, la Euronews România, traducem, analizăm pentru dumneavoastră ultimele evenimente de după aceste alegeri. Invitatul, invitații mei din această seară sunt domnul Nicușor Dan, primarul Capitalei. Bună seara! Mulțumesc pentru invitație. De asemenea, domnul Sorin Ioniță, fondator Expert Forum, este în, asa în această seară alături de noi. Bună seara. Bună seara. Și domnul Adrian Zăbavă, consultant în comunicare politică, alături de noi. Bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule Nicu Șordan, în primul rând felicitări pentru mandat. Aș vrea să încep cu cifrele pe care le avem. Sunt cifre parțiale, 47%. Nu știu dacă este așa corectați-mă dacă greșesc. Nici măcar sondajele cele mai optimiste pe care le țin minte nu Dădeau această cifră. V-a surprins? Și de unde vine acest scor? Bun. Noi aveam, am făcut niște sondaje în săptămâna dinainte. Ele dădeau cam 40, 25, 20. 25 Gabriela Firea, 20 Cristian Popescu Piedone. Diferența a făcut-o mobilizarea. Adică oamenii noștri Adică simpatizanții noștri S-au mobilizat mai mult decât simpatizanții celorlalți contracandidați De-aia e foarte importantă În orice, în orice rând de alegeri E importantă mobilizarea da, o, o explicație și din partea invitaților noștri Domnule Sorin Ionită. Cred că a contat Sentimentul de autenticitate Al unor candidați Și asta s-a văzut numai la București S-a văzut și în alte orașe mari și că există, cum să, există, o presiune foarte mare la nivelul tinerilor, clasei mijlocii, urbane, vor să voteze, vor să vadă ceva diferit, ceva care mișcă, nu ceva perfect neapărat, și vor să lupte, cum a fost aliniamentul politic totdeauna în ultimele decenii, vor să lupte cu Partidul Stat, care acum a fost întrupat de PSD-PNL, pentru că așa au ales ei. Să facă și s-a spus românilor că ăștia suntem, nu, ăsta e Partidul Stat, închidem jocul și următorii 10 ani vor fi așa. Și lumea votează contra acestei chestii. Trebuie să apară și niște elemente de coagulare. A apărut la București, este la Timișoara, a mai apărut pe școală, s-a mai ratat în câteva locuri, iar în alte locuri s-a jucat foarte prost. Adică, potențialul de opoziție a fost risipit cu management politic prost. Ce se va întâmpla în toamnă vom vedea, dar potențialul rămâne acolo. Da, domnule Nicușor, Da, aș vrea să vă întreb de despre mesajul dumneavoastră de după alegere. A fost unul în care am văzut un lider care a trecut din zona Bucureștiului, din zona Capitalei. Ați avut un mesaj în care ați aruncat cumva mănușa politicienilor la nivel național. Ați vorbit despre referendum. De ce ați ales în momentul rezultatului votului să anunțați acest referendum? Și uh, sunt foarte curios în situația în care se opune uh, Consiliul General, pentru că trebuie să cereți acordul Consiliului General. Ce veți face? Cum veți obține acordul Consiliului General? Bun. Eu am considerat că, bun. Uh, noi avem o ipocrizie la nivelul Bucureștiului, în special pe partea de împărțirea banilor, care vine de vreo 20 de ani. Împărțim în șapte, mai mult la sectoare, mai puțin la primăria capitale și, de fapt, nimeni nu are bani ca să facă proiecte mari. Și atunci gândim, toți mic, și rezultatul este că sunt orașe în România care sunt mai dezvoltate decât București, pe scurt. Și uh, uh, eu, am, eu am spus chestiunea asta, am spus-o și când eram ONG-ist, uh, am spus-o și. Uh, de multe ori, în emisiuni televizate, în, în timpul mandatului. Însă, era un moment de maximă expunere și am considerat potrivit ca, în acest moment de maximă expunere, să expun această problemă împreună cu cea a urbanismului și împreună cu cea a spațiilor verzi, tocmai pentru că. Este nevoie de uh, susținerea bucureștenilor de a ieși din acest uh, mod de administrare defectuos și uh, a fost o chestiune de asumare și de onestitate. Da, a doua parte a întrebării mele se referă la cum obțineți uh, acordul Consiliului General. În primul rând trebuie să avem o majoritate în Consiliul General. O să înceapă imediat ce o să avem. Uh, rezultatele finale, ceea ce privește distribuția voturilor, o să avem, o să începem discuțiile pentru crearea unei majorități, pentru că e... am, am, avut exemplu acum cu bugetul. E total, total neproductiv să ai un primar care se luptă cu Consiliul zi de zi. Adică bucureștenii nu vor să facem asta și atunci o să facem o majoritate pe care o să o asumăm, o să o negociem, o să facem un program, o să dăm niște atribuții viceprimarilor, ceea ce se face în politică, ceea ce se face peste tot. Deci ăsta e primul pas. În negocierea asta o să intre și aceste referendum. O să vedem cum o să iasă. Da, Faceți-mă să înțeleg. Cum veți asigura majoritatea? USR nu are majoritatea da? Da, deci, cu PNL. Sunt niște partide care m-au susținut și care evident pe care evident le vreau majoritate. Sunt Alianța Dreaptă Unită, adică USR, PMP, Forța Dreptei. Este reperul de care mă bucur că a intrat în Consiliul General. Ele împreună o să aibă cam 20-21 de mandate din cele 28 care, care înseamnă majoritatea, după care este PNL-ul care, care o să aibă 7-8 mandate. Doresc foarte tare ca PNL-ul să fie în, în această majoritate și întrebarea este dacă și cu PNL-ul o să ajungem la 28 sau ne vom opi la 27. Încă nu am răspunsul la chestiunea asta. În orice caz îmi doresc ca PNL-ul să fie aici, după care mai vedem cum. Da, domnule Zăbavă, ajutați-ne dumneavoastră să înțelegem, ar putea să obțină majoritatea? Există niște cifre care să ne arată ceva în acest moment? E adevărat, așteptăm rezultatele de la autoritatea electorală permanentă, nu le avem deocamdată și stăm să ne întrebăm ce se va întâmpla cu majoritatea în Consiliul General, de pildă. Uh. Cred că există șanse în momentul de față să existe o majoritate. Domnul primar a exprimat mai devreme care ar fi partidele ce ar putea să o compună. Acum, cred că există două discuții și poate ar fi important să le spunem telespectatorilor dumneavoastră că. Această legislatură, acest mandat al primarului general și al actualului Consiliu General va mai continua câteva luni. În consecință, domnul primar va avea de-a face cu aceiași consilieri generali încă până în luna octombrie. Uh, greu de crezut că poate reuși în aceste luni să, să, să creeze o majoritate, cel puțin în, rund, în jurul referendumului, dar poate s-ar putea să-i fie mai ușor acum, dacă e să mă gândesc la faptul că vom fi în campanie prezidențială. Și că, cel puțin teoretic, așa arată lucrurile după rezultatul de ieri, vom avea un candidat PSD care se va lupta cu un candidat PNL. Cel puțin avem uh, această certitudine. Uh, acest PSD și PNL, acești PSD și PNL aflați în campanie prezidențială, nu au cum să. Nu se bată cumva și la București. În consecință, cred că există o fereastră interesantă până în octombrie pentru primarul general și pentru planurile sale, dar, în același timp, cred că există potențialul și unei majorități după, după octombrie, după momentul, după momentul intrării noii legislaturi, nou, noului executiv în, în, în București. Dar cred că aceste trei luni vor fi. Foarte interesante de privit. Da, chiar, într-adevăr, dumneavoastră v-ați propus ca referendumurile să fie odată cu alegerile prezidențiale. Deci trebuie să lucrați. Parlamentare. Cu la... Parlamentare. Parlamentare. Okay. Deci ați avea timp să lucrați cu noul Consiliu General. Da, da. Uh... În primul rând, logistic, e, e complicat să faci o referendum. Trebuie să faci tot atâtea secții cât sunt la alegerile locale, prezidențiale sau parlamentare. Trebuie să ai șef de secții, bani, adică e complicat. Și atunci ar fi păcat să nu ne lipim de unele din alegerile care urmează și cred că e mai potrivit mai potrivită pentru că alegerile prezidențiale sunt mai emoționale, e mai potrivită lipirea de alegerile parlamentare. Bun. Să discutăm un pic despre relația dumneavoastră cu primarii, cei care sunt în funcție, unii au fost aleși. Dumneavoastră, practic, vreți să le luați din bugete și din responsabilități. Asta spuneți. Da. Asta da. înseamnă că veți avea o confruntare cu ei. Desigur, eu nu îi vinovățesc cu nimic și eu dacă aș fi primar de sector, m-aș bucura să am buget cât mai mare ca să fac cât mai multe parcuri, să amvelopez cât mai multe blocuri, să <coughs> repar cât mai multe curs de școli și așa mai departe. Însă cred eu că e o dezbatere foarte serioasă pe care trebuie să o avem despre dacă vrem să avem un proiect mare pentru București sau părțim proiectul ăsta mare în proiecte mici care nu, nu vor duce nicăieri. Pe scurt, asta e discuția. Eu v-am întrebat asta și pentru că în campania electorală, cu siguranță, ați văzut, au existat anumite acuzații care au venit de la adversarii dumneavoastră politici, cei care vorbeau despre faptul că nu ați reușit să colaborați cu primarii de sector. Nu va adânci uh, o, o posibilă lipsă de comunicare, dacă a fost, de sigur? E posibil, dacă o, să existe un, dacă o să existe o dezbatere, dacă în această dezbatere primarii de sector vor, fi, vor aduce argumente contrare, ceea ce e previzibil să se întâmple, desigur, numai că suntem oameni maturi și put, vom putea să echilibrăm după asta. Ceea ce eu cred este că aceste două chestiuni sunt importante pentru București și că trebuie să le dezbatem o cu bucureștenii. Nu poți să lași primarul general responsabilitatea pe trafic și să lași primarii de sector să dea autorizațiile pe care nu le, respectă, nu le verifică nimeni. Da. Spuneați avem borduri peste borduri, pavele care înlocuiesc alte pavele și panseluțe care înlocuiesc alte panseluțe. Vă refera... Nu este. Asta nu este. Astea sunt niște exemple din activitatea primarilor. Sunt primari care fac poduri, poate că nu acolo unde am vrea noi, unde simțim noi care controlăm tot traficul din București că ar fi necesar un pod. Da? Sunt oameni, sunt primari care fac chestiuni serioase. Însă nu există o viziune unitară și primarul, chiar, primarul general, chiar dacă ar avea N-are mijloacele pentru a o pune în aplicare. La cine v-ați referit când ați dat acest exemplu, sau acum când dați uh, acest exemplu cu podurile? La ce uh. primar de sector? Păi, în 2023 am avut trei uh, sau pare am avut. Patru poduri în București. Unul făcut de noi, sector, noi și cu sectorul 2, doamna Ghica, un pod făcut pe metalurgie de primarul sectorului 4, două poduri făcute de primarul Negoiță pe uh, ieșirea pe. Angel Salini, ieșirea către. Uh, către Constanța. Uh, astea sunt exemplele din... Da. Și uh, credeți că aceste lucrări de infrastructură pe care le-ați menționat de la sector nu erau neapărat atât de necesare pentru București? Păi eu cred că dacă puneam, cred că e mai eficient, bineînțeles că specialiștii sunt mai buni decât mine pe chestiunea asta, eu cred că e mai eficient să subvenționăm intrarea cu acolo unde există fie linia de tren, fie acolo unde linia e nemodernizată, subvenționarea modernizării din tren, acolo unde ea e modernizată subvenționarea unor trenuri care să aducă în București oameni din Ilfov fără ca ei să vină cu mașina proprietate personală. Cred că asta e mai eficient. Dar bineînțeles, asta e o dezbatere tehnică pe care putem să o avem. Și da. ca primăria să contribuie ca, astfel încât cfr să modernizeze mai, mai repede linia de cale ferată și să uh, putem să folosim mai repede uh, metroul de suprafață. Și puteți să aveți o dezbatere cu primarii de sector în vreun fel, pentru că, v-am zis, existau aceste acuzații. La un moment dat îmi amintesc, de exemplu, uh, Ciprian Ciucu vorbea despre faptul că nu reușea să vorbească cu dumneavoastră la telefon. Deci, cum vă vor arăta dezbaterile cu primarii de sector? Bun. În primul rând, uh, cred că vă închipuiți în acești trei ani și jumătate aș fi putut și eu să reproșez nenumărate lucruri primarilor de sector. Și n-am făcut-o tocmai pentru a avea un, un, dialog cu ei, pentru a nu escalada micile înțelegeri pe chestiuni mici pe care le-aș putea avea cu ei. Și ca dovadă ați avut primari de sector care m-au criticat și primari de sector care nu m-au criticat. Iar lucrul cel mai important, dacă vă uitați la hotărâri de Consiliu General, în care a fost nevoie pentru proiecte ale sectoarelor de un vot în Consiliul General, veți găsi uniform distribuite proiecte, câteva sute de proiecte ale sectoarelor, care au trecut pe, din Consiliul General fără să existe un blocaj și care au avut și semnătura mea și semnătura aparatului din suborie. Deci nu cred că a fost o disfuncționalitate, dincolo de chestiile astea cumva. De Cancan, am sunat telefonul, n-a răspuns, m-a sunat după zi, apoi, așa. Eu cred că a existat o colaborare. De ce vă întreb? Și aici ajungem la prima mea întrebare, încercarea de a obține o majoritate în Consiliul General. Acești primari sunt membri a unor partide. Domnul Ciucu de la PNL, domnul Negoiță Băluță de la PSD. Deci ei vor avea sprijinul altor partide și e greu să credem că ar putea să voteze împotriva intereselor primarilor de sector. Bun. Problema asta a fost ridicată formal, informal, de către primarii general de ani de zile. Da, Gabriela Fira s-a plâns că n -a... pe bună dreptate s-a plâns că are buget Sorin Oprescu, pe bună dreptate, s-a plâns că nu are buget. Adrian Videanu a fost ultimul care a primit o derogare pentru acel împrumut de 500 de milioane de euro cu care, din care s-au cumpărat autobuzele, merge, și s-au început lucrările la școli. Evident că nu a existat o reacție potrivită din partea. Parlamentului, a Guvernului și a Parlamentului la solicitările primarilor generali și tocmai de aceea e nevoie ca această chestiune să fie pusă pe agenda publică, să sper eu să aibă suportul bucureștenilor să încât primarul general când se duce la Parlament să aibă uh, chestiunea asta în mână, uite, asta vor de fapt bucureștei. Și dacă aveți... Uh... O hârtie cu încărcătura votului cetățenilor. Ce credeți că se întâmplă? Parlamentul ar putea să, să fie de acord cu dumneavoastră și să schimbe ce? Să schimbe, dacă vorbim de banii, codul fiscal și legile bugetului național din fiecare an sau legea finanțelor publice locale privind distribuția dintre banii dați sectoarelor și banii dați primăriei capitale. Dacă vorbim de. Urbanism, legea construcțiilor sau codul urbanismului, în ceea ce privește competențele de emitere a autorizațiilor. Eu da. cred că putem. Adică, cred că e fezabil acest demers. În orice caz, chiar dacă pierdem și chiar dacă rămâne așa, e important ca bucureștenii să conștientizeze aceste mecanisme. Domnule Sorin Sorinoniță. Dumneavoastră, la Expert Forum, știu că ați urmărit bugete, ați urmărit administrație publică locală. Vedeți o reformă în acest domeniu și dacă, da, cum? Cu greu, pentru că situația, așa cum o descrie domnul primar Nicușor Dan, structural și mai bine de 20 de ani în urmă, așa a fost construit Bucureștiul. Toate veniturile proprii care în alte orașe, în alte comune, peste tot vin la primărie, deci ce plătim noi direct? Impozit pe case, terenuri, vehicule, deci surse importante de venit, aici sunt la sectoare. Deci aceste venituri proprii sunt la sectoare. Primăria Generală stă pe niște transferuri și taxe partajate și are marile subvenții, gigacalorie, transport și așa mai departe, dar nu are venit, aceste venituri proprii și de asta e guvernul. Deci cumva primăria Generală totdeauna a fost construită să fie sandwich între astea două niveluri. Ori, până acum, din cele șase sectoare, măcar două erau cât de cât prietenoase cu domnul primar general, acum se numără la sectorul 1 și 2. Nu știm, chiar e bizar că la 24 de ore nu știm ce e acolo. Dar dacă se întâmplă să devină toate șase ostile și cu un guvern la fel de ostil, după alegerile din toamnă, va fi foarte dificilă situația. Și din asta nu este ieșire, poate că domnul primar nu o să o spună direct, dar o să o spun eu, decât o ieșire politică. Pentru că această ficțiune că poți să fii primar de capitală europeană, doar așa ca administrator, fără să faci politică la nivel național, nu funcționează. O vedem în Budapesta, unde la fel primarul e pe invers cu Fides și a fost sabotat, din el fiind pro-european, deci din partea reformistă. Era la fel în Varșovia până anul trecut când s-a schimbat guvernarea, deci cu acel guvern, cum să spun, mai conservator. Deci am văzut, e un pattern în toată regiunea, că Capitala votează într-un fel, mai deschis, mai pro-european, alege un fel de primar, iar ăsta este, lui se dă în cap și e căpăcit de guvern și blocat din toate pozițiile. Ori când chem cetățenii să fie alături de tine ca să determini niște schimbări politice în legi, în instituții, asta se cheamă că joci politică la nivel național și eu cred că altă ieșire nu e. Chiar așa trebuie jucat. Chiar așa trebuie jucat și mi se pare că este corectă. Dacă vom reuși să ajungem la o reîmpărțire dar cum să spun uh, uh, Reîmpărțire a bugetului nu A funcțiunilor nu, da. A funcțiunilor în primul rând Și a resurselor în al doilea rând Dar nu așa că în bugetul anual Cu lingurița decide guvernul Ca până excepție să mai dea o sumă de bani Ci trebuie alocate surse De venituri stabile pentru totdeauna Ca toată lumea să știe pe ce stă Cum sunt celelalte primării ale României Toate au sursele proprii Numai București nu are o sursă proprie ne garantează asta că proiectele făcute la nivel de capitală, cum am spus, mai mari, vor fi neapărat mai bune? Poate cu nou PUG, cu plan de urbanism general, poate că da, va fi o mai bună coordonare, dar eu vă reamintesc că s-a greșit și de la nivelul capitalei. Vorbeați de poduri. Cel mai mare pod, Ciurelu, făcut de doamna Fir, ce facem cu el? chiar ce facem cu el? Este podul către Nicăieri, sunt câteva sute de milioane de euro îngropate acolo, nimeni nu i vede o finalitate. Începe e cel mai scump viraj la stânga din Europa, nu? Făcut peste niște râuri, canale, șosele, ca să ieși tot într-un ambuteiaj. Iar continuarea nu prea se vede Pentru că era nefezabilă de când lucra doamna Fira la pod Să mai mergi cu nu știu ce drum de viteză Traversând până în centură Deci poți să greșești cu proiecte mari Și la nivelul ăsta Dacă nu există o gândire unitară și un plan bun Sperăm cu nou pug și cu viziune Să poată fi aliniate Dar eu mă aștept ca să aveți un guvern foarte ostil da. După alegerile parlamentare În aceste condiții, domnule primar Dumneavoastră, cu siguranță, veți avea de dezbătut niște cifre cu primarii de sector să prezentați oamenilor poziția dumneavoastră și dânșii și poziția lor. Puteți să ne spuneți acum care sunt cifrele și cum sunt împărțite, cum sunt sumele care vin de la guvern? Cât se duc la sectoare, cât ajung la bugetul capitalei? Cel mai simplu, 2023, că avem execuția, am Bă primit rog. 15 miliarde, banii bucurești, impozitele, taxele bucureștenilor. 15 miliarde, 3 s-au dus pe subvenții, au rămas 12 și din cele 12 noi am avut 3, au avut 9. Deci raportul este 1 la 3. Între primăria... Raportul real după ce scoți subvențiile este 1 la 3 între primăria capitală și primăria de sector. 3 miliarde de lei pentru investiții, pentru ce? Ceal... Nu, pentru tot. Pentru în aceste tot. 3 miliarde de lei sunt și. Uh, salariile, sunt și teatrele care sunt la noi, sunt și spitalele care sunt la noi, este și iluminatul public la noi, sunt și semafoarele, bineînțeles, toate întreținerile de podul ne -a costat, podul Gran ne-a costat 80 de milioane de lei ca să, doar ca să-l întreținem, să-l consolidăm ele existând deja, deci dacă te uiți, primăria capitale poate să facă chestiuni foarte, foarte mici, an de an, excluzând fondurile europene. Asta voiam să vă întreb, fondurile europene? Nu fondurile europene, noi suntem o regiune bogată, București, ilfo fondurile europene sunt mai puține, din fericire ele există, din fericire cofinanțarea la fonduri europene nu este limitată și în esență, fondurile europene se vor duce pe care le avem în exercițiu care, în fine, pentru care apelurile, ghidurile vor ieși, sper, foarte curând. Avem 300 de milioane de euro pentru transport, care e problema cea mai serioasă și la asta vom adăuga un miliard din împrumuturi. BEI-ul ne-a confirmat 300 de milioane pentru a 50 de kilometri modernizare linie de tramvai și 250 de noi tramvaie. Și cu asta am epuizat fondurile europene. Bineînțeles că mai sunt chestiuni mici pentru reconfigurări de zone urbane, chestiuni absolut mici. Dar este cam ultimul cartuș, pentru că din 2028 nu vom mai avea fonduri europene în București, Fov, Este clar, ieșim din plafon și vin alții mai sărași decât noi la coadă. Este un lucru clar. Da, domnule Zăbavă, cum arată lupta politică atunci când vorbim despre fonduri atât de mari? Domnul primar Nicu Jordan ne-a vorbit despre niște miliarde de lei. Eu nu-i văd în stare pe niște primari să renunțe la atâția bani pentru proiectele pe care le au, ca să, de bună voie să renunțe, ca să beneficieze primăria capitale, poate chiar dacă are o viziune generală asupra orașului. Cum va arăta o lupta politică? Greu de spus, pentru că ea, așa cum arată planul domnului primar general, va fi influențată direct de ceea ce se va întâmpla la alegerile prezidențiale și alegerile parlamentare. Exact cum spunea domnul Ioniță, depinde pri planul primarului general de următorul Parlament, de următorul guvern, chiar de următorul președinte. În consecință poate că primarul general Nicu Șordan va fi apropiat de nou președinte al României, poate va fi apropiat de viitorul guvern născut de după un nou președinte al României și atunci putem să plecăm de la uh, un alt context în a crea această dezbatere despre cum se împart fondurile în București între primăria generală și primăria de sector. E o chestiune administrativă, dar care va fi influențată, bineînțeles, cum spuneați, de jocuri politice. Dar aceste jocuri politice noi le privim astăzi prin ceea ce știm, dar ele vor depinde în totalitate, după părerea mea, de ce se va întâmpla la alegerile prezidențiale și implicit la alegerile parlamentare. Da, interesant. Domnule Nicușor, domnule primar, deci de aceea ați ieșit cumva pe luptă pe arena națională? Pentru că până acum în campanie electorală v-am văzut în zona Bucureștiului. Ați vorbit despre proiecte, lupta politică locală. Acum luptați național, pe arena națională, din punct de vedere politic? Nu. Este nevoie și uh, n-am vrut să fac din, din asta un subiect de campanie electorală, dar... Sunt niște deficiențe structurale, niște piedici structurale în dezvoltarea Bucureștiului care vin din interacțiunea cu naționalul și am considerat că e cel mai bun moment să le fac publice și să încerc să le rezolv și, bineînțeles, așa cum spune domnul Zăbavă, contextul alegerilor și prezidențiale și naționale ajută, da? pentru că politicienii în ajung de alegeri, sunt mai sensibili la ce doresc cetățenii. Doar că mulți au văzut această deschidere a dumneavoastră de a ieși și pe arena națională a luptei politice, că. poate printr-un posibil interes pentru lupta prezidențială. Și atunci, nu știu cum să vă întreb, altfel de aceea vă întreb direct, sunt o persoană mai directă. V-ar interesa să acceptați o ofertă, dacă vine din partea unor forțe politice, pentru o candidatură la prezidențiale? Nu. Nu. Am un mandat de patru ani pentru București, l-am pregătit, știu ce uh, uh, este de făcut aici. Uh, nu. Ok. Uh, domnule Ionița, puteți să ne spuneți dacă este o Nici alegere? <laughs> dacă eu... De la cine așteptați invitația? <laughs> Mă gândeam la ieșirea, cum se vede din perspectiva asta alegerilor prezidențiale, intenția domnului Nicușor Dan de a ieși la luptă și de a vorbi de problemele capitalei, am înțeles, dânsul nu vrea să candideze la prezidențiale. A Nu neapărat să candideze. Din partea mea se vede foarte bine și cred că trebuia făcută mai din timp, pentru că altă șansă nu este decât cum, politicienii nu își schimbă părerile sau comportamentul decât atunci când le e teamă de ceva. Și într-o democrație, normal să le fie teamă de o penalizare politică și de electorat. Deci, dacă ei vor simți că electoratul se aliniază în spatele nu a lui Nicușor Dan dacă el nu candidează, dar propunerilor sale, ideilor sale, dacă el preia o parte din agenda de discuție în toamnă, atunci vor fi mai atenți. Dacă nu, nu. Și cred că asta trebuie făcut, pentru că nu ai cum să discuți altfel. Și cred că vor fi mai multe lucruri de discutat decât pur și simplu reașezarea instituțională a Bucureștiului. Zone metropolitane, care interesează mai multe municipii. București în primul rând, dar nu numai, pentru că nu știi ce să faci, cu ce se întâmplă. Covrigul ăsta din jurul Bucureștiului, care, scuzați-mă, după cum eu pot să-mi permit să spun, în special după aceste alegeri și după... Noi am avut 817 observatori în teritoriu. Coaliția vot corect, nu-i numai organizația mea. Senzația mea că cele mai mari probleme aici au fost, în județul Ilfov, care e un fel de calabria. S-a calabrizat administrația locală din jur, nu vedem mare diferență între PSD și PNL la nivel de comportament, calitate umană a liderilor politici și va fi foarte, foarte greu să cooperezi, să faci o dezvoltare pe o zonă care ea este, funcționează integrat fără, cum să spun, fără o discuție politică despre cine conduce ce. Deci o autoritate metropolitană care să gestioneze de adevăratele, nu numai transportul, dar partea de proiecte eco în primul rând, deșeurile și partea de transport și partea de autorizații de construire pe proiectele mari, da? Deci, ți se face un mol într-o comună, ăia fac ce vor acolo, dar ție ți îți generează un cartier. Sau ei îți construiesc, de fapt, un cartier în interiorul autostrăzii de centură, care nu e pe teritoriul tău administrativ, da. dar el funcționează ca un cartier al Bucureștiului, veni toți și, la școală în București. Și tu ai zero instrumente ca să gestionezi chestia și pe servicii sociale cum e școala și pe transport și pe orice. Uh -huh. Deci lucrurile astea trebuie puse, deja trebuie puse cu toporul, pentru că noi trebuia să le discutăm de 20 de ani și nu le-am discutat. Încerc Iată tot? o temă, mai da. sunt și altele. Da. Groapele Domne... de gunoi, da. reciclabilele. Domnule Zăbavo, foarte scurt. Domnul Nicușordan, nu candidează la alegerile prezidențiale, dar ce înseamnă acest nu și această intenție de a veni cu un referendum în jocul politic la nivel național. E greu de pus acest referendum sau tema reorganizării administrative a Bucureștiului în cheia asta prezidențiabilă. Aș spune mai degrabă că există o presiune politică, da, pe toți cei interesați de alegerile prezidențiale și ulterior parlamentare și în siajul acestei presiuni se pot deschide portițe de negociere, de dezbatere și așa mai departe. Trebuie să ne uităm la ce avem în față și în față avem alegerile prezidențiale. Uh, Rezultatele de ieri arată că există un potențial în urbanul mare și mijlociu pentru un candidat care astăzi, pe care astăzi nu l-avem. Nicu Șordan refuză să se ia în calcul primarul, Nicu Șordan refuză să ia în calcul situația asta. Nu știm dacă există alți primari din urbanul mare care ar putea să ia în calcul chestiunea asta, dar e clar că există un electorat astăzi parcă nereprezentat în perspectiva alegerilor prezidențiale de peste trei luni. În contextul acesta, alinierea unor personaje precum Nicu Șordan, Dominic Fritz, domnul Viziteu, Sabin Sărmaș, care chiar n-a câștigat domnul Coliban, care n-a câștigat, dar a avut cu vreo 10.000 în plus față de data trecută. Deci există un potențial în urbanul mare de electorat nereprezentat pentru prezidențiale și poate că acest reprezentant al urbanului mare poate deschide inclusiv discuția despre organizare, reorganizare administrativă a Bucureștiului. Da, vreau să vă discut, dacă îmi permiteți, există da, o suprareprezentare da. în discuția politică electoratului extremist care a fost aruncat de un an de zile ca o sperietoare în față și care se vede că n-a fost atât de mare, ok, se vor duce, au intrat, se vor duce la Bruxelles, vor face circ acolo, dar nu suntem noi singuri cu asta. În schimb, nu pare să fie chiar pericolul la existențial, nu e atât de mare, în schimb, noi numai despre asta am discutat și asta a fost explicația numărul unu pentru tot ce s-a întâmplat în politica românească în ultimul an. Să ne ferim, noi facem marea coaliție ca să combatem asta. Ori ăștia, uite, că aveau și ei limitele lor de creștere. O să vorbim uh, despre politica din uh, România și despre rezultatele la uh, alegerile uh, locale. La ora 22 uh, s-ar putea să avem, în sfârșit, primele rezultate parțiale care ne vin de la Biroul Electoral Central. Domnule Nicușor Dan. Vreau să vă întreb ceva despre politică și după aceea trecem și la administrație publică. Am văzut ce se întâmplă în USR și nu pot să nu vă întreb pe dumneavoastră, inițiator, fost președinte al USR, cum vedeți situația din acest partid? Nu vreau să comentez pentru că sunt, bineînțeles că am niște, că am niște opinii, dar USR e un partid cu care colaborez, am colaborat foarte bine, Consiliul General, la această campanie. M-au susținut alegerile de acum patru ani, m-au susținut în aceste alegeri. Nu vreau să comentez chestiuni interne ale USR. Dar rămâneți independent, nu există nicio șansă să vă întoarceți în USR. Rămân independent, da. Și pentru că a fost un avantaj să fiu independent în relația cu mai multe. Au fost trei partide care m-au susținut în Consiliul General. Acum vor fi mult mai multe și eu, un avantaj să fii independent, să fii echidistant față de toți cei care te susțin. Domnule Sopriniță, scurt, este marele pierdant USR sau Alianța Dreapta Unită în aceste alegeri? Au mai pierdut și alții, cum am spus, au pierdut și aurul, mult față de ce se așteptau, a pierdut PNL-ul, a pierdut Consilii Județene la greu în favoarea aliaților, dar pot masca această chestie sub o retorică așa usr și-a asumat și atunci a devenit mai vizibil cu chestia asta. Sigur că au avut o strategie proastă. Mie, de exemplu, nu mi se pare că au avut foarte mult de câștigat din alianța cu PMP și cu liberalii lui Lovic Orban. Adică că au crezut, ei au avut socotelile lor, că ei au structuri în teritoriu, că o să-i ajute, dar pe ce se vede, m-am uitat un pic pe rezultate, n-au obținut foarte mult unde sperau ei să aducă ei oameni, rural și nu știu ce. N-au deci la ce le-a folosit? S-au topit așa într-o chestie și lumea e asociat cu uh, anii 2010 și cu perioada Băsescu. Ceea ce, mă rog, e de discutat, nu e de blamat Băsescu pentru asta, dar nu știu dacă asta vrei să faci acum ca USR. Domnule Zăbavă, e marele pierdant USR da, cred că este marele pierdant poate e prea mult spus marele pierdant dar cu siguranță pierdantul la alegeri, uh, fac aici o scurtă paranteză apropo de ce domnului domnul Ionită, cred că uh, n-a reușit să, să croșeteze sau să impună percepția această alianță a propriului nume da? uh, deci n-a fost alternativa dreaptă, n-a fost adevărata dreaptă uh, care s-a uh, aliat în jurul uh, USR-ului și poate asta e tocmai uh, eșecul acestei alianțe. Uh, cred că dacă lucrurile uh, rămâneau cum păreau aseară la USR, poate că dimineața Un nu mai aveam... La sută. Uh, nu mă Sau refer neapărat la procente, mă refer la victorii. Uh, îmi duc ideea până la capăt Poate nu am fi avut astăzi dimineață O demisia lui Cătălin Drulă Însă față de aseară S-au uh, întâmplat trei înfrângeri uh, Sau se conturează trei înfrângeri Brașov, sectorul 1 și sectorul 2 La Brașov sigur Alen Coliban a recunoscut La Brașov sigur uh, Datele pe care le avem în momentul de față Din ambele părți cel puțin Arată cam într-acolo. Ce vreau să spun este că au existat niște înfrângeri de imagine, da? Fiecare partid, în ciuda unor pierderi, a putut să spună o poveste despre propria victorie. La USR acest lucru a fost aproape imposibil cu excepția victoriei lui Nicu Șordan prin susținerea partidului uh, la București, cu excepția victoriei lui Dominic Fritz și a surprizătoare într-o câtva victoria a domnului Viziteu împotriva PSD PNL la Bacău, o performanță extraordinară, victoriile declamate au fost mult prea puține pentru USR, în Coroborate cu rezultatele naționale pentru europarlamentare și așa mai departe, au dus la această înfrângere și percepție de principal perdant după data de 9 iunie. Și culmea că nu pot revendica nici măcar cea mai spectaculoasă victorie în aceste alegeri locale care e cea de la Ploiești, exact ca unui cetățean independent, pe care USR-ul nu o poate revendica pentru că o poliția nu a plecat din, de acolo. pe cea din București? Poftim. O pot revendica pe cea din București. Cumva, pentru că au fost în Prin acest sus, meci, e, au susținut, e. au avut oameni în Consiliul General, însă la Ploiești a fost au ceva fost. la care nu s-a așteptat nimeni, ca un cetățean de pe stradă care a pornit cumva ca nicușor, da, adică de la mic, că am, am investit ani din viața lui ca să bată cartierele și a bătut cele două mari partide cam de unul singur. Da. nu o poți revendica la tine și atunci văd că lumea nici nu prea vorbește despre chestia asta, e așa un fel de lebădă de neagră. Lumea politică, bună. Lumea politică. Că noi evident. discutăm. da. Păi... Domnule Șordan, cum vedeți victoria dumneavoastră din București? Mai curând o victorie personală decât sprijinul de la USR, așa cum zice și domnul Sorin Ionită sau. Eu aș lua mai în. nu atât de în serios chestiunea asta cu, uh, USR, cu Alianța de Dreapta Unită, pentru că am avut o suprapunere de alegeri parlamentare cu alegeri locale. În alegerile locale contează foarte mult, mai ales în cele într-un singur tur, contează foarte mult primarul în funcție. Uh, Alianța de Dreapta Unită s-a bătut cu. O coaliție care avea peste 2000 de primari în funcție, și atunci eu cred că dacă uh, nu am fi avut această suprapunere, n-ar fi fost 11, ar fi fost poate 16, poate 15, 16, poate 17, poate 15, dar în niciun caz 11%. Acum sunt 8%, nu știu. Vedem care sunt rezultatele finale. Da, da, da. Așteptăm și noi la ora 20. În, uh, în București a fost. Uh, a fost o apropiere de imagine între între mine și dreapta unită și reper îmi pare rău că ele nu au fost în aceeași alianță atunci ai fost și mai și mai și mai pregnant și ei au făcut deci, nu, nu vreau să fac analiza, dar membrii acestor partide au făcut o campanie foarte foarte eficientă pentru mine da Promiteam că vorbim și de problemele capitalei, pentru că este important. Patru ani de mandat, probabil că foarte multă lume se întreabă în acest moment cum va rezolva Nicușor Dan următoarele probleme și din ce am discutat cu oamenii, din sondajele pe care le-am văzut, de fiecare dată este această problemă la iveală și anume traficul. Cum credeți că veți rezolva? problema traficului, o promisiune pe care o aveți și din mandatul anterior, când vorbeam despre cele 25 de minute să facem cu mașina dintr-un cartier până în centrul capitalei, până la unii. Da, în primul rând trebuie să limităm acele fenomene care produc trafic și cred că planul urbanistic general va limita. După asta... Și, bineînțeles, respectarea lui și referendumul de care vorbeam: de cine controlează ce autorizații dau primarii de sector. După asta, nu există soluții miraculoase. Trebuie să ducem oamenii către transportul public. Eu pariez pe tramvai, adică 50 de km modernizați înseamnă viteză sporită, înseamnă că autobuzele pe bucățile comune vor putea intra acolo. 250 de tramvai în noi înseamnă că în sfârșit vom avea uniform aer condiționat în tramvai, deci va fi o invitație pentru oameni de a folosi transportul public. Semaforizarea inteligentă ne va ajuta și ea va fi făcută în cei, implementate cei patru ani. De asemenea, autosare de centură care nu e la noi ne va ajuta. Probabil că nu o să terminăm în patru ani radialele până la autostrada de centură, dar le vom începe cel puțin și poate că vom termina. Vă un... le faceți sau sunt în parteneriat cu sunt Ministerul în... Transporturilor? Și cu Consiliul Județean Ilfov, și acum să vedem dacă o să avem sau nu finanțare pentru ele. Eu sper să avem finanțare din fondurile europene structurale exercițiul acesta 2021-2027. Deci, eu sper să avem o îmbunătățire a, a și bineînțeles a, taxarea parcării în cel puțin în zona centrală și pe bulevardele pe care a, rămâne tot la 5 lei. A, pentru moment, până când lumea se va obișnui și după aceea mai vedem. Dar noi, unul din reproșurile pe care mi le fac este că nu am mers mult mai repede cu această taxare. Eu aș fi vrut ca la sfârșitul acestui mandat, toată zona din interiorul Inelului Central, în, toat, în tot interiorul Inelului Central, să nu mai avem locuri de parcare gratuit. Dar vorbeam cu uh, viceprimarul, încă în funcție, care e de la PNL, dar care a avut uh, domnul uh, Stelian Bușduveanu. Dânsul s-a -a, uh, ocupat de parcări și. Explica faptul că nu a reușit să rezolve această problemă pe care o spuneți dumneavoastră, pentru că nu a avut concursul și ajutorul poliției locale. Da, așa este, da. E, și cum stil... rezolvați această problemă? Pentru că este în primărie, deci două instituții din primărie nu se pot înțelege. Da, da, și eșecul este eșecul meu, pentru că eu, sunt, eu conduc și poliția, adică poliția locală mi este subordonată și mie. Pentru că au fost multe alte. Uh, pentru că încă nu funcționează această instituție cum vrem noi. Independent unii de alții, că atunci când primarul nu se implică, lucrurile nu au viteza pe care ne-o dorim, a început să lucreze puțin mai repede. Am, am socotit eu de 2,5 ori mai repede decât în mandatul anterior, dar e viteza pe care trebuie să o, să o avem e mult, mult mai mare decât cea pe care o avem acum. Definiți, explicați-ne ce ar trebui să facă Poliția Locală. Poliția locală, deci noi avem în momentul de față 20.000 de uh, parcări cu plată cu linii albastre și mai avem încă 20.000 până la 40.000 care sunt deja proiectate. Și trebuie să există o coordonare între compania care pune asta și uh, poliția locală. Poliția locală se ducă cu două săptămâni înainte, să informeze. Aici vor apărea liniile albastre. Vă rog să vă ridicați mașina. Și asta nu a făcut poliția locală. Uh, a făcut cu un încetineală foarte mare. Okay. După care se ducă cu mașini cu care se ridice provizoriu, Adică e un... Mic management, care nu e mare lucru. Dacă nu e dacă a existat presiune de la primar, nu s-a întâmplat. Și cum se va întâmpla? Va exista presiune de la primar? Va exista presiune de la primar. A, da. a schimbat șeful poliției. L-am schimbat de trei ori până acum, pentru că prefectul atacă dispoziția și se întoarce cel vechi și iar îl numesc și iar prefectul atacă. În fine, mici probleme administrative. Da. O, o să vreau să vă mai întreb foarte scurt și despre spațiile verzi, importanța lor pentru lupta cu poluarea. Bucureștiul este printre cele mai poluate capitale și avem. 7 metri pătrați pe verde. Nu, poate 7, poate 9, în orice okay. caz, nu 20 și nu 26. Cum, cum rezolvați această problemă? Una din problemele uriașe și va fi în lista de discuții cu candidații la prezidențiale este acel articol 18 aliniatul 9 din legea spațiilor verzi urbane, pentru că noi nu putem să facem uh, registru spațiilor verzi, pentru că e o prevedere legală care spune că uh, dacă le inventariem uh, dacă ele nu sunt inventariate și le inventariem, noi trebuie să le expropiem în prealabil. Ceea ce înseamnă că sau le declarăm construibile sau sau le expropiem și ne costă 5 miliarde de euro așa cum este grila notarilor în momentul ăsta. Deci, unul trebuie să le păsăm pe cele care, adică să ținem pudinții de cele pe care le avem și pentru asta e nevoie ca în legislație să rămână această noțiune de spațiu verde privat Doi, pe acele pe care le avem, trebuie să le întreținem și am făcut ceva progrese în, în administrarea parcului și spațiilor verzi pe care le avem. Bun, și aș mai avea o întrebare și după aceea aș vrea să și comentăm anumite lucruri referitor la sistemul de trenuri metropolitane sau metro-ușor, o promisiune a fostului mandat, dar pe care ați susținut la un moment dat că nu avea suficiente informații când erați în afara primăriei, acum le aveți. Ce se va întâmpla cu aceste trenuri metropolitane? De cât timp aveți nevoie ca să le puneți la punct? Bun, dacă noi am avea bugetul, dacă noi, municipiul București, ar avea întreg toate aceste impozite pe care bucureștenii le plătim, ne-am duce la minister, la CFR și am spune: dați-ne studiul vostru de fezabilitate și ne ocupăm noi să refacem rețeaua. E ceva de ordinul 10-15 milioane de euro pe kilometru. Deci ar fi niște bani pe care ni am permite pentru că ei ar ajuta foarte mult la transportul public din zona București-Ilfov. Pe situația financiară actuală, nu putem decât să așteptăm CFR-ul să-și finalizeze studiul de fezabilitate și după care să găsească niște bani cu care să facă centura feroviară a Bucureștiului, pe care ulterior noi să o împrumutăm, adică să o folosim prin mijloace de transport pe care să le închirie. Depindeți de instituțiile statului, nu puteți, de exemplu, să luați un credit de la bancă. sunteți bancabil. acum, aveți... Avem o situație financiară o situație foarte bună, numai că există o lege care se numește legea plafoanelor care ne permite să ne împrumutăm, dacă nu e o cofinanțare la fonduri europene, ne permite să ne împrumutăm 150 de milioane de lei pe an, ceea ce este total, total insuficient. Noi, da. noi avem nevoie de uh, sute de milioane. Da. Domnule Sorin Ionință, Discutăm cu domnul Nicușor Dan și vedem colaborarea aceasta între instituțiile statului, între instituții care colaborează sau nu, cât de greu este unei instituții să colaboreze în România cu alta. Un general foarte greu, prin tradiție, chiar și instituțiile centrale colaborează prost între ele, pentru că este mentalitatea asta de siloz, așa în care eu sunt ministerul de aici, cu da. și știu, s-au văitat prin miniștri în diverse ocazii, că vai de mine, îi adun la masă și degeaba, nu se întâmplă nimic. Ce să mai vorbim atunci când e vorba de aleși local, consilii județene, regiuni. Uh, multe din problemele astea ar fi probabil un pic mai ușor de gestionat dacă ar fi aceste zone metropolitane cu niște atribuții clare și nu voluntare, adică cine vrea participă și când se supără primarul din Chiașna nu mai participă și a jucăriile și pleacă, ci cu o predare de atribuții și de resurse permanentă și de infrastructură. Și din momentul ăla ai putea gestiona unitar, nu știu, eu aștept foarte multe de la Planul de Urbanism General, nu mai aștept nicio la miracole, există evident o întârzierea dezvoltării infrastructurii Bucureștiului. Deci sunt cartiere cul de sac sau cum se zice, fundătură. Nu poți să ieși în afară decât dacă vii spre mijloc și ieși prin altă parte. Așa ceva nu mai vezi crângași sau nu mai vezi prin alte. Astea trebuie rezolvate și rapid. Pe de altă parte, nu mă aștept la miracole nici cu centura asta feroviară, pentru că nu știu dacă ați observat, luna trecută s-a pus în fine în circulație trenul bucurești nord pe linia, prima linie feroviară a României. El face două ore, dar prima oră o face de la gara de nord până la gara Progresul. Deci e, se zice, roată, 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 roată și ajunge la Progresul. Cine va sta o oră în tren ca să ajungă de la gara când poți să mergi, nu știu, cu altceva în 20 de minute? Sau, deci trebuie văzut ce va funcționa și ce nu. O altă mare problemă pe care e foarte greu să o explici oamenilor este că Bucureștiul este administrativ un oraș foarte strâns față de alte orașe mari, sau cum e proiectată administrația locală în alte țări din Europa, din Chișinău, ale au hinterlandul, au ogoare, au păduri și au satele aparținătoare care sunt ca niște sectoare. Ele țin de primăria generală, la noi nu. Unde s-a terminat blocul, să termină și limita. De aia ies și procentele alea de spațiu verde și nu știu ce, atât de strânse în bucură. Adică e unul din motive, nu singurul. Și de aia e foarte greu să te compari cu altcineva. Budapest are tot 2 milioane și un pic și teritoriul administrativ al primăriei Budapesta e de două ori mai mare decât al Bucureștiului. Și atunci ai altă zonă în care să respiri, să organizezi, să faci, să faci zone de loazir pe, pe periferie. În București n-ai unde să ieși. Și asta am văzut. Vrei să ieși undeva la 10 km, să te duci cu o bicicletă, să te duci cu familia, toată lumea grămadă în pădurea Băneasa sau în parcul Herăstrău, că altă parte, adică parcurile Bucureștiului, dar n-ai unde să te duci pe margini, că dai de betoniere, praf, malul Argeșului și gunoaie îngropate de către primare din jur, dai de groapa glina, dai de groapa vidra, astea sunt periferiile Bucureștiului. Domnule Săpapă, cum rupem cercul acesta vicios, pe care și domnul primar l-a descris, în colaborarea dintre anumite autorități? Vreau să fac, așa spun politicienii și nu-i bănuim că nu vor să facă, dar se încurcă unii în alții. Oh, dacă aș avea răspuns la asta, <laughs> cred că. Poate, poate au găsit răspuns alții din uh, vestul Europei, din Uniunea uh... Europeană. E adevărat, administrația locală și cred că uh, ceilalți doi invitații din platou știu mult mai multe decât mine despre administrația locală din vestul Europei. Uh, e adevărat că avem blocaje vizibile. Uh, inclusiv uh, avem un exemplu în persoana domnului primar Șordan care a admis... Uh, că există probleme în instituțiile, de colaborare în instituții pe care le, le păstorește. Da? E, o, e un exercițiu de sinceritate, dar pe care cu toții îl știm sau îl vedem, îl trăim din postura cetățeanului, fie în București, fie în alte locuri. Nu știu de la ce se trage, mi-e greu să-mi dau cu părerea aici. Cum poate rezolva politicul chestiunea asta? Nu știu dacă își dorește. Trebuie spus și chestiunea asta, poate trebuie spusă, nu există o voință politică de mult timp în ceea ce privește rezolvarea unor chestiuni simple de administrație locală sau centrală. De ce? Pentru că există interese, pentru că se strică cuiburi, pentru că fiecare partid sau, hai să spunem, cele mai importante partide au penetrat administrația centrală sau locală până la cele mai mici nivele. E, atunci când încerci să faci niște schimbări importante, deranjezi ce e acolo, iar dacă ce e acolo are reprezentare politică, s-ar putea să nu existe Voința politică pentru așa ceva. Mulțumesc foarte mult. O ultimă întrebare, domnule primar, și anume, uh, iată, avem uh, primar de sector. Uh, îmi amintesc că Marcel Ciolacu reproșa la un moment dat, spunea că ar fi trebuit să comunicați mai bine, să vă întâlniți cu ei. Vă gândiți să aveți o întâlnire în cel mai scurt timp cu noi primari care vor fi, uh, uh, vor fi câștigători uh, pentru a stabili aceste probleme? Da, sigur că da. Sigur că da. E adevărat că deci, în primii doi ani de mandat cred că ne-am văzut de vreo 15-20 de ori pentru că trebuia să, să rezolvăm problema deșeurilor care era presantă pentru primarii de sector. Noi am fost în situația în care era o mare incertitudine uh, juridică în relația contractuală între ei și singurul, singura groapă de gunoi din jurul Bucureștiului. Între timp, și pentru asta am făcut adi aveam ședințe, ne întâlneam toți, între timp problema s-a rezolvat în parte. Da, vreau să fac, vreau să, vreau să avem o astfel de întâlnire în care să ne spunem fiecare cum putem să colaborăm. Și când? Păi, haideți să vedem mandatele destul de curând. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm pentru că sigur vor mai fi chestii de discutat. Le mulțumesc și invitațiilor mei, domnul Sorin Ionită și Adrian Zăbavă. Să discutăm în continuare despre rezultatele alegerilor la europarlamentare. De pildă, pentru că în prima parte am tot vorbit despre rezultatele la alegerile locale. Partidul Dianei Șoșoacă, SOS România, intră în Parlamentul European, potrivit ultimelor estimări ale Biroului Electoral Central. Diana Șoșoacă și Luis Lazarus vor ajunge în legislativul european și independentul Nicu Ștefănuț a reușit să strângă peste 3% din voturile necesare pentru a obține un mandat de europarlamentar. În total, România trimite 33 de eurodeputați la Bruxelles, care odată ajunși în Parlamentul European vor intra în marile familii politice dacă PNL și PSD, pentru PNL și PSD lucrurile sunt clare în ceea ce privește AUR, SOS România și PMP, încă nu este sigur în ce grup politic se vor înscrie cei 33 de europarlamentari pe care România îi trimite la Bruxelles provin din șase partide, fără să ținem cont de independenți. PSD și PNL au obținut împreună un scor de 53% și ar urma să trimită 19 eurodeputați în Parlamentul European. Dintre aceștia, 11 europarlamentari, cei de la PSD, vor intra în familia politică a socialiștilor democrați, care, potrivit proiecțiilor, ar urma să aibă în total 139 de locuri. Ceilalți opt de la PNL vor merge către cea mai mare familie politică europeană, popularii europeni. Urmează aur care a obținut 15%, ceea ce înseamnă că ar putea obține șase locuri în Parlament. Va trebui să fie văzut exact unde vor merge și înspre ce se vor îndrepta, pentru că dacă ne uităm la ce ar putea să ne indice că s-ar duce înspre, având în vedere că se cataloguează drept grup, partid suveranist, că vor merge înspre grupul acesta al conservatorilor și reformiștilor, Trebuie să vedem uh, în ce măsură își vor dilua discursul. Sau ar putea să se apropie de grupul eurosceptic Identitate și Democrație, la al cărui eveniment George Simion a participat în 2023 și chiar a ținut un discurs. Pe locul al treilea cascor obținut la alegerile europarlamentare se află Alianța Dreapta Unită cu 11%. Cele trei partide, PMP, USR și Forța Drepte, ar putea obține trei locuri de europarlamentari, iar potrivit protocolului Alianței, partidului condus de Ludovic Orban, nu-i revine niciun loc în legislativul european. Cei doi europarlamentari de la USR vor ajunge în grupul politic Renew, în timp ce PMP încă nu a luat o decizie cu privire la familia politică în care se va înscrie, potrivit surselor Euronews. Surpriza scrutinului o reprezintă însă scorul obținut de partidul Dianei Șoșoacă, care ar putea obține două locuri de europarlamentar. Nu este clar în acest moment spre ce familie politică se vor îndrepta cei doi europarlamentari sau dacă vor alege să rămână neafiliați. În ceea ce privește UDMR, cei doi europarlamentari vor face parte din aceeași familie politică din care face parte și PNL, Popularii Europeni. Independentul Nicu Ștefănuță, care este un apropiat al verzilor europeni, ar putea intra în această grupare politică europeană. Așadar, discutăm despre rezultatele la europarlamentare împreună cu invitații mei de la această oră. În continuare, alături de mine, îl avem pe Nicu Ștefănuță, europarlamentar independent. Bună seara! Bună seara! De asemenea, alături de noi este și domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc că sunteți alături de noi și domnule Ștefănuță, felicitări! Aveți deja rezultatele, știți? Ați trecut pragul? Avem 98% din secții în care am depus, am trecut uh, pragul, și ce rămâne de numărat sunt centre mari urbane unde am avut rezultate foarte mari. Deci, uh, matematic, este imposibil să se întoarcă decât în cazul unor fraude pe care nu, nu ni le dorim uh, nimeni, bineînțeles. Deci, am trecut pragul, da. Și vă explicați? Cum ați reușit să treceți pragul? Pentru că, țineți minte, atunci când ați fost în direct la Euronews România, am organizat această dezbatere cu candidații independenți. Era întrebarea uh, despre prag, care era foarte mare. Cum de-ați reușit? Cum vă explicați că ați reușit? Eu îmi explic ușor. Românii au uitat că se mai și visează, se mai poate și să avem și vise aspiraționale în țara asta, nu numai depresii și. Uh, regrete și dezgust. Se mai poate și visa, se mai poate și construi în țara asta. Și am construit alături de o mie de voluntari tineri, un pic ca Garibaldi, așa care și el, tot cu o mie de italiene a cucerit Italia. Am construit o mare mișcare, progresistă, asumată, verde, care luptă pentru sănătate, pentru drepturi egale, pentru drepturi civile, pentru drepturile femeilor. Și România au considerat că nu toată țara este conservatoare și de un fel. În România nu este stas. România e diversă și merită ca toată populația să fie reprezentată. Cine credeți că au fost votanții dumneavoastră? Să știți că nu au fost numai tineri. În primul rând, sectorul 18-24, vreau să-i felicit. Oameni care de bea au dat acum Bacu, de exemplu, clasa 12-a sau anul 1, anul 2, anul 3, avem 760.000 de votanți tineri. Tineri, când zic tineri, zic 18-24. Dar dincolo de asta, mă bucur să aud că și familiile lor, familiile lor au înțeles mesajul nostru că dați-le un motiv ca să rămână în România. Dați-le un motiv ca să se simtă bine acasă, ca să se simtă respectați. Și mă întâlnesc în metrou și peste tot în București, mă înțeles cu mame, bunici care zic, a, tu ești ăla de pe 15, te-am votat, că mi-a vorbit fica mea care e în liceu și nu poate vota. Deci a fost așa o, o, o atmosferă foarte frumoasă și așa am ajuns la 3. Eu sunt convins că avem și mai mult de atât, dar S-au adunat peste 270.000 de voturi, ceea ce nu e deloc puțin. Da, domn mergem acum la BEC, acolo unde sunt declarații. Aș vrea să le vedem și revenim imediat. Verbal privind centralizarea pe țară a voturilor și constatarea rezultatului pentru alegerea consiliilor locale din 9 iunie 2024, precum și date provizorii pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European. În contextul organizării a două tipuri diferite de scrutin la aceeași dată, precizăm că fluxul de verificare a proceselor verbale de consemnare a rezultatelor votării de la nivelul birourilor electorale ale secțiilor de votare a presupus un circuit diferit pentru validarea acestora, noutate care a generat diverse provocări pentru toate persoanele implicate și care a dus la întârzierea centralizării datelor pentru președinții de consilii județene, consilii județene, primar general al municipiului București Consiliul General al Municipiului București și pentru membrii din România în Parlamentul European. Astfel, pentru a furniza opiniei publice informații corecte și complete, luând în considerare dinamica și stadiul centralizării rezultatelor votării, alături de informațiile agregate rezultate din datele deja disponibile public și în timp real pe platforma prezenteroep.ro, la nivelul conducerii Biroului Electoral Central a fost luată decizia publicării pe site-ul acestuia www.bec.ro la acest moment, doar a proceselor verbale menționate anterior, având în vedere că doar acestea pot fi generate momentan. Menționăm că Biroul Electoral Central va asigura aducerea la cunoștința publică a datelor parțiale prin publicarea pe site-ul propriu în fiecare zi, până la emiterea proceselor verbale finale privind constatarea rezultatelor, sub rezerva disponibilității datelor în sistemul informatic de centralizare a proceselor verbale SICPB. Precizez că acestea sunt procesele verbale care, la acest moment, se găsesc publicate pe site-ul uh, www.bec.ro și vom reveni cu informații pe măsura centralizării acestora. Vă mulțumim! Da, a fost primele declarații pe care le-am urmărit de la Biroul Electoral Central. Reținem un singur lucru până acum. A fost un flux prea mare care a dus la întârzieri. Așteptăm publicarea. Rezultatelor parțiale, cel puțin pe site-urile site care aparține de Biroul Electoral Central, să vedem exact oficial cine și cum și cât a obținut, cine a câștigat la alegerile locale, dar și europarlamentare. Până în acest moment trebuie să fac această precizare. Informațiile sunt de la Autoritatea Electorală Permanentă, numai că sunt prelucrate de către Code for Romania, astfel încât putem să înțelegem și să știm rezultatele parțiale. Nu avem rezultate parțiale oficiale anunțate de Biroul Electoral Central. Am văzut justificarea. Așteptăm să vedem vedem și noi primele rezultate, în sfârșit, oficiale. Revin la discuția din studio și voiam să-l întreb pe domnul Diaconescu. Cum vi se pare această explicație a biroul Electoral Central? În primul rând, eram obișnuit ca din două în două ore să se transmită datele parțiale. Într-adevăr, probabil că sunt probleme care țin de aspecte tehnice, dar și până acum, în anii trecuți, tot aceleași probleme existau și nu cred că tehnologia era mult mai sofisticată, dar asta este situația. În orice caz, va amplifica tensiunile și convulsiile în diversele partide această confirmare. Dar dați-mi voie și eu să extind felicitările mele către domnul Ștefănuță, nu numai în România, dar în foarte multe state europene, democratic consolidate, un. Parlamentar independent în Parlamentul European, ajunge foarte dificil în acea uh, ipostază. Deci, din acest punct de vedere, bravo, domnule să este Comunțează. foarte bine că, practic, într-o formă sau alta, ați ridicat un anume semn de încredere în ceea ce privește raportul între cetățean, candidatură și mecanismele de partid. Da, este interesant și uh, chiar voiam să vă întreb uh, acest. Uh, acești votanți care sunt din zona progresistă, de ce s-au dus către independenți? L-au găsit pe domnul Ștefănuță. De ce nu au găsit aceste teme la partide, partide clasice, mari sau mici? În primul rând, în general, sunt oameni tineri. Nu intră în zona de gândire formalizată de tip partid. Nu îi poți considera, în marea lor majoritate, un electorat captiv și. Evident, sigur, domnul Ștefărânță a reușit să fie convingător. Faptul că a ajuns la acești oameni. Faptul că a reușit să-i convingă faptul că a reușit să treacă dincolo de filtrele din centrele de unde se adună voturile și nu mai intru în detalii din acest punct de vedere, da, este o performanță. Da, domnule Ștefan, dumneavoastră vă explicați de ce nu există partide care să îmbrățișeze aceste teme pe care dumneavoastră le-ați propus. Ați venit și cu soluții, că de fiecare dată v-am întrebat care sunt soluțiile pe care le prezentați și iată, oamenii au avut încredere și v-au dat votul. De ce partidele nu reușesc să facă asta? Sunt mai multe explicații pe care le-am studiat destul de atent. Este și un declin al încrederii în partide. Partidele sunt undeva sub nivelul de încredere al Parlamentului, care era de obicei ciuca bătăilor la încredere a populației. Și mai mult de atât, tinerii, și avea dreptate domnul ministru Diaconescu, că tinerii sunt acum într-o gândire în care s-ar implica într-o politică informală. Adică le e greu să-și facă car, partid de car, pardon, carnet de partid li se pare foarte, foarte închis ca sistem, foarte rigid și își doresc mai degrabă o politică informală și la noi în organizația noastră să spun așa de voluntari s-au simțit foarte bine se numește safe space, s-au simțit că se pot exprima așa cum sunt ei dumneavoastră ați fost într-un partid, ați fost în UFR da, am fost în UFR până acum 2 ani da, nu m-am simțit, simțit că este un safe space. Partidul de atunci a devenit ca restul partidelor din România, foarte pe persoană privată. Nu mai comentez că am comentat suficient. Da, dar aș vrea, aș vrea chiar să vă întreb, pentru că este un subiect foarte fierbinte și voi să vă rog să ne oferiți un comentariu, pentru că știți lucrurile din interior. Am văzut astăzi, este un anunț cât o demisie a domnului Cătălin Drulă. Dumneavoastră, cum vedeți situația din U.S.R.? Sincer, chiar nu vreau să mă exprim. Pentru mine este un subiect depășit. Am plecat de mult timp de acolo și nu, eu lupt pentru această culoare. Am, sunt singur român din familia verde europeană. Vicepreședinte al Vicepreședinte al grupului, al, al grupului european. Trebuie să ne gândim la ce vine acum. Vin negocieri importante în Parlamentul European. Trebuie să ne gândim că verzii să fie parte din coaliția de guvernare care va decide viitorul Europei și în rest, uitați, asta cred că este problema cumva, numele acestea de la extrema dreaptă Discutăm care... imediat despre uh, lista partidelor suveraniste, naționaliste dumneavoastră le numiți și extrema dreaptă, dar aș vrea să-l întreb pe domnul Diaconescu, dumneavoastră nu puteți să vă exprimați Domnule Diaconescu, dumneavoastră, cum vedeți în acest moment uh, situația din uh, USR? Fața electoratului, într-adevăr, uh, mult mai Atent, mai nuanțat, situația așa cum a apărut era un aranjament politic. Nu cred că mesajul, componența acestor partide, atitudinea din trecut, perspectivele de viitor, față de care oricum nu prea se discuta, au reușit să convingă. Motiv pentru care a apărut suspiciunea. În momentul în care a apărut suspiciunea, a apărut neîncredere. Și suspiciunea că ce? În legătură cu acest tip de conivență între trei partide provenite din zone foarte diferite, cu mesaje la rândul lor uneori opuse și familiile politice europene sunt diferite în legătură cu componența celor trei partide. USR-ul în NINIU, PMP-ul în PPE, Partidul Urban, nu știu, probabil că tot în PP, dată fiind proveniența liberală. Ori, din acest punct de vedere, nu și-au găsit acel tip de electorat. Și, pe de altă parte, contează foarte mult, totuși, modul de adresare, cum se spunea foarte bine, la firul iermii. Și, probabil că, din acest punct de vedere, nu au găsit coagularea necesară internă pentru a arăta un mesaj unitar. Și, acest tip de inadvertență a fost sancționat. Da. Aș spune și eu ceva vă rog. aici, că firul ierbii este foarte cunoscut, fac campanie în stradă de peste 3 luni, alături de voluntarii noștri, deci efectiv poluare, frig. Uh, am făcut grassroots politics, cum se zice în America, adică politică la firul ierbii foarte, foarte mult și am luat de pe stradă pulsul societății. Pot să vă zic am ce simte lumea, că am strâns 100.000 de sănături pe bune, pe bune, deci fără niciun fel de scurtătură și într adevăr este o, o neîncredere în partide. Știu că poate rezultatul de astăzi e un pic uh, contraintuitiv într un sens, dacă este această neîncredere în partide. Dar uh, noi, am, de noi am simțit la ce o. vă referiți. Rezultatele acestea care par decisive uh, de astăzi, uh, cumva probabil că au legătură cu localele, hai să o zicem mm. pe cea dreaptă. Dar pe stradă noi am simțit o o departajare între cetățeni și politicieni. Ca și când politicienii sunt o caste aparte și cetățenii niște supuși. Și asta, asta se simte un pic pe stradă. Și, și cum, cum ar trebui să recâștige încrederea politicienii, partidele, încrederea cetățenilor? Cu un pic mai multă normalitate și un pic de, de umanitate. Nu, nu cu sentimentul ăsta de superioritate foarte multe privilegii, putere nelimitată, cu mai multă modestie, cumva, cred eu, că merge. Eu cred că noi am obținut o mie de voluntari pentru că eu am fost în mijlocul lor, în fiecare zi, pe stradă. Mi-am luat și o gaze de eșapament, poloare, dacă mă vedeți că sunt bronzat, este de la Lugerului, de la Parcul Iore, nu este din la Cancun. Deci, cumva, cu un pic de... De normalitate, să zicem. Da. Uh, și pentru că discutam, am prezentat la începutul uh, acestei părți a emisiunii despre uh, cei care urmează să meargă în Parlamentul European, suveraniștii numiți și extremiștii, o să discutăm și despre asta. Alături de mine îl introduc acum pe domnul Marius Ghincea, expert în relații internaționale. Uh, cum se vede, domnule Ghincea bună seara, în primul rând? Bună seara! Cum se vede uh, ceea ce a obținut România pe partea asta a spectrului politic și anume uh, politicieni suveraniști care vor merge în Parlamentul European uh, lângă cei uh, de la AUR? Uh, am văzut lista Cristian uh, Terheș, Claudiu Târziu, Gheorghe Piperea, Maria Teodorescu, Adrian Axinia. S-ar putea să meargă și uh, Diana Șoșoacă, Luis Lazarus. Spun s-ar putea pentru că nu avem deocamdată rezultatele finale. Vă rog! intrarea în Parlamentul European a unor poeticieni români care aparțin extreme drepte este nefericită, pentru că se alătură practic contingentului crescut de parlamentari eurosceptici, radical de dreapta, care de obicei nu fac decât să blocheze procesele de decizie la nivel european. Însă, din fericire, contingentul de europarlamentar a extremei drepte românești va fi destul de limitat și, momentan, aceștia sunt neafiliați. Nu este foarte clar căror grupuri parlamentare din Parlamentul European se vor, se vor afilia și dacă vor reuși să se afilieze. Până acum am văzut că marile partide europene, inclusiv cele conservatoare și de extremă dreaptă, au fost destul de reticente în a invita pe cei de la AUR în special să se alăture lor. Deci există o posibilitate ca cel puțin aur, dar de asemenea reprezentanții Partidului SOS, dacă aceștia vor depăși pragul electoral, să fie neafiliați. Iar dacă rămân neafiliați în Parlamentul European, atât influența cât și capacitatea lor de a influența procesul de decizie va fi destul de, de, de redus. În același timp, vedem o creștere a numărului de parlamentari de extremă dreapta, eurosceptic, la nivel european, însă creșterea este mai redusă decât se anticipa anterior. Înainte de începutul alegerilor europarlamentare, la începutul acestei săptămâni, săptămânii trecute, mă scuzați, așteptarea la Bruxelles era că numărul europarlamentarilor eurosceptici va crește semnificativ, Creșterea acestora este mai redusă decât se aștepta, iar asta este un lucru bun. Înseamnă că partidele de centru uh, au rezistat, uh, vedem o creștere a numărului uh, popular europeni, o scădere a numărului verzilor europeni, din păcate, dar avem pentru prima dată uh, un reprezentant uh, în grupul verzilor în persoana lui Nicu Ștefănuță, uh, o realizare remarcabilă, aș -și putea spune. Deci, uh, la nivel sistematic, la nivel european, extrema dreaptă nu a avut succesele. Pe care anumiți comentatori occidentali se așteptau să-l aibă, iar la nivelul românesc, vedem că împreună SOS cu AUR sunt undeva la 20%, dar nu au reușit să depășească acest prag de 20%. Da, da. Ceea ce indică că la parlamentarele din toamnă situația va fi relativ stabilă. Da, mulțumesc, domnule Diaconescu. 20% într-adevăr acolo s-ar situa și SOS și AUR trimit deja europarlamentari în Parlamentul de la Strasburg. Ce înseamnă asta în contextul european? Noi vedem, de exemplu, Politico a scris cei din dreapta au câștigat foarte mult dar asta nu înseamnă că vor încurca în vreun fel formarea unei coaliții de guvernare la nivelul Uniunii Europene. Da, se pare că situația era mai problematică la începutul acestei campanii. În Franța, Frontul Național a realizat un scor de două ori mai mare decât Partidul în al președintelui Macron, ceea ce, ce l-a determinat pe acesta să declanșeze alegeri anticipate, dizolvând Camera Inferioară a Parlamentului. În Belgia, primul ministru este pe cale să-și depună demisia pentru că Partidul Flamand, de asemenea, de extremă dreaptă, a câștigat. În Germania, AFD-ul și-a dublat scorul istoric. Dar, în egală măsură, în PPE, în acest moment, a apărut o creștere a numărului de parlamentari, s-a stabilizat SND-ul social-democrații, Europeni, discuții sunt în ceea ce privește Verzii și Renew, unde au apărut niște scăderi în ceea ce privește numărul parlamentarilor, dar se pare că, până la sfârșitul zilei, există un anume tip de echilibru. Se discută, într-adevăr, cu ceea ce se numește a fi. Uh, un grupul conservator radical ICR ca fiind frecventabil din punctul de vedere al dreptei dar uh, sigur discuțiile sunt mai ales în perspectiva funcțiilor ce urmează a fi ocupate în primele trei instituții europene uh, von der Leyen uh, s-a întâlnit astăzi reprezentant secretarul general ai grupurilor care urmează să o sprijine. Semnalul din partea verzilor și al celor de la SND este tocmai ca acest dialog cu conservatorii din ICR să fie oprit. Deci, oricum, mai există dezbate, dar, în orice caz, situația nu este atât de dramatică pe da, cât... A aș vrea să vă spun, și îmi cer scuze că vă întrerup, există informații care au venit de la biroul Electoral Central. Sunt rezultate provizorii. La ora 20 mai sunt enumerate 153 de secții de vot, iar acum o să spun care sunt procentele obținute de candidații care au participat la uh, uh, alegeri. Uh, este vorba de alegerii europarlamentare, desigur, Alianța Electorală PSD-PNL, 48,70%, Alianța Aur, 14,95%. Urmează Alianța Dreapta Unită, USRPMP, Forța Dreptei, 8,61%. Uniunea uh, Democrată Maghiară, UDMR, 6,53%. SOS, care reprezintă probabil o surpriză din moment ce în exit poluri nu, uh, erau, uh, nu treceau pragul, ar fi obținut 5,04%. Urmează cei care au trecut pragul. Este doar domnul Ștefănuță Nicolae, care a obținut 3,05%, iar Vlad Gheorghe 2,46%. Prin urmare, cel mai probabil nu va face pragul. Aș vrea un comentariu pe aceste cifre de la dumneavoastră, în primul rând, domnule Ștefănuță. Deci dumneavoastră, 3,05%. Da, uh, sunt și cifrele noastre, avem și noi un sediu de campanii, să știți că suntem foarte bine organizați. Uh, adică dacă sunt independență, nu credeți că o fac singur. Și eu chiar am zis, în toate campania sunt independent, dar nu singur. Sunt alături de oameni foarte deștepți, de oameni care s-au implicat, de oameni tineri. Și, și datele noastre indică tot uh, cam aceeași cifră. Cert este că mai rămân 130 de secții de numărat. 153. 153, în principal da. din Urbanul Mare, în principal din București unde ne-am clasat aproape în fiecare sector cu 8%, 7%, 9%, ceea ce înseamnă că procentul nu mai va crește, probabil. Deci, matematic vorbind, nu are cum să scadă, pentru că vin din secțiile rămase mare parte din București, unde am performat peste nivelul național. Da, uh, felicitări încă o dată pentru această reușită. Vedem și rezultatele care au venit de la Biroul Electoral Central. Domnule Diaconescu, de unde au luat uh, independenții? Iată vedem Ștefănuță trece pragul, uh, Vlad Gheorghe nu face pragul, dar e acolo, aproape 3%, în total 6% de la cine au rupt. Dacă au rupt, sau poate că au chemat la vot uh, cetățeni care nu ar fi venit. Posibil să fii convins oameni care din multe perspective nu au verit, fie că au crezut în mesaj, dar partidele politice nu i-au convins ca și vehicol, fie persoanele din partidele politice nu păreau credibile din ceea ce privește implementarea unor astfel de mesaje. Dacă ar fi să asociem ceea ce domniile lor au transmis public și au obținut voturi, da, sigur, cred că în special din zona USR s-a produs acest tip de preluare. Eu Poate fi o speculație din punctul meu de vedere. În general aceste teme care sunt foarte sus pe agenda europeană ar fi trebuit să fie aduse în dezbaterea publică, mai ales de Partidul de Stânga. Ar fi trebuit să fie aduse în atenția opinii publice din partea celor care odată ce coboară din avion la Bruxelles sau la Strasburg intră în familii politice și nu mai își reprezintă Mesajul din țară, iar problemele legate de Green Deal, problemele legate de diferența de gen, problemele legate de un anume, o anume adaptare la mesajul european, fără a fi unul antieuropean, pentru că sunt transformate unele aceste mesaje și preluate de cei din uh, dreapta radicală sau din stânga radicală, la rândul lor, aflați în Parlamentul European, uh, nu coincid până la urmă, cred, cu ceea ce uh, reprezentanții noștri uh, au transmis și vor uh, milita în continuare. Aș vrea să vă contrazic o secundă, dacă e posibil, domnule ministru. Ideea este că eu nu simt că am luat voturi, uh, de, de exemplu, de la un alt partid. Publicul nostru, în mare parte, căuta un alt tip de politică și nu se regăsea nu se regăsea în niciun fel de, de, opțiune de acum. Vă zic asta în modul cel mai onest uh, posibil. Și își doreau și să aibă o voce a lor în politică, o voce permanentă a lor, mai progresistă, mai modernă. Efectiv o căutau. Și, în plus, mai este o idee pe care vreau să o explic. Lumea nu s-a oprit la 2017, 16, 20, cu toate aventurile noastre de atunci, proteste, anti-dragnea, și toate lucrurile de atunci. Lumea a evoluat. Există o nouă generație care are alte crize, de exemplu, criza locuințelor sociale, pentru că nu au locuințe tineri în România, criza sănătății mintale, care a venit și pe fondul pandemiei, frica că femeile nu vor mai avea dreptul la avort, pentru că Roe v. Wade în Statele Unite, pentru că Polonia, chestiuni cum sunt și drepturile minorităților sexuale în țara asta, România este condamnată în privința egalității de, de oportunități. E vorba de, de șanse, nu e vorba de, de sex, ca să înțeleagă oamenii. E vorba de drepturi egale, drepturi patrimoniale, drepturi normale pentru orice cetățean. Deci, lucrurile acestea sunt importante pentru publicul tânăr, dar nu numai pentru publicul tânăr. Iar pentru un public mai avansat, contează și mai mult sănătatea, calitatea vieții, dacă avem un copac în București când sunt 40 de grade dacă avem transport public eficient și dacă mâncarea noastră nu cumva este plină de pesticide. Deci, există public și aici suficient pentru aceste tipuri de politici și eu nu consider că au aparținut altui partid. Doar că Din potrivă, partidele... eu cred că partidele au fost prea rușinoase în a vorbi despre temele astea. Rușinoase? E un da, rușinoase, rușinoase, conservatoare și fricoase, într-un fel. Eu vreau să vă întreb și despre un soi de decuplare a României de la temele europene. De ce? Pentru că pare că noi suntem un pic în urmă. Citeam acum în Politico despre faptul că au câștigat cei din partea dreaptă, far-right, dar, în schimb, verzii, la nivel european, au pierdut multe locuri în Parlamentul European. Noi, în schimb, iată, nu avem suficient politicieni care să vorbească despre asta. De ce se întâmplă asta? Verzii n-au pierdut atât de mult cât se anticipa, în primul rând. Știu că nu este o consolare neapărat. Se anticipa să piardă aproape 30 de locuri. Acum suntem la 53, deci în mandatul care se încheie acum eram la 71 de mem membri și acum suntem la 53. Într-adevăr, este clar o pierdere. Nu e doar a noastră, sunt mai multe grupări europene care au pierdut. Este o problemă, însă, că. România trimite, iată, șapte, șapte deputați de extremă dreapta, nu puțin. Și eu tot postez pe rețelele mele de, de socializare la rezultatul de vot din Parlamentul European, unde diferența este de unu sau două voturi. Și iată că România trimite șapte. Șapte e mult în... cântărește mult în echilibru european, așa că trebuie să ne gândim exact cum vom guverna Europa, așa încât să continuăm cu ceea ce am început. Eu cred că e necesar să continuăm cu ceea ce am început, cu planul verde european, cu economia nouă verde, cu banii care curg. România trebuie să câștige mulți din banii ăștia, să nu-i piardă. Domnule Ghincea, observăm că totuși nu este chiar atât de rău pe cât putea să fie. Da? Am tot auzit asta în ultima vreme. În același timp, totuși, vin știri din Franța, din Germania, acolo unde lucrurile s-au zguduit destul de serios. Iată, în Franța vom avea alegeri parlamentare, a fost, va fi dizolvat parlamentul sau a fost. Cum înțelegem aceste știri care ne vin din Europa? Ce s-a întâmplat după aceste alegeri europarlamentare? Ce după aceste alegeri europarlamentare este că efectul direct al creșterii sprijinului pentru extrema dreaptă la, nivelul, la nivel european, dar în special în Europa de vest, nu este la nivel structural continental, la nivelul Uniunii Europene, ci la nivel național, în statele, în statele membre, în special în Franța și Germania, motoarele Uniunii Europene, extrema dreaptă a crescut vertiginos, având în vedere diversele crize și faptul că guvernele naționale în Germania și Franța, în particular, dar nu numai, nu au fost foarte abile în a răspunde adecvat. Avem multiple crize, printre care e inflația, migrația, criza climatică, pentru care guvernele naționale nu au putut să găsească răspunsuri suficient de adecvate și să compenseze costurile sau impactul negativ asupra celor mai vulnerabili din societate. Și aici este important să, să, să considerăm Că, uh, votanții principali pentru partidul de extremă dreaptă atât în Franța cât și în Germania și la fel și în România, aș spune, este în rândul pătrilor săraci. Și guvernele naționale din cele două state, dar și din România, aș spune, nu au luat măsuri suficiente pentru a proteja, pentru a asigura protecția socială a acestor grupuri, iar lipsa de protecție a dus la radicalizarea și la alienarea acestor uh, votanți care s-au dus și votează pentru cei care propun o schimbare radicală, care să le ofere niște condiții de trai mai bune. Da, uh, mulțumesc foarte mult. Rămâneți alături de noi, uh, domnule ministru de Aconescu. Noi, în România, cum vedem. Înțelegem, nu este un fenomen atât de periculos ce s-a întâmplat la nivel european, sunt chestii naționale. În România, totuși, noi trimitem șapte europarlamentari din zona aceasta suveraniste. Acum, uh, este rău, este bine, este grav sau. Nu? Este o realitate, de fapt. O singură mențiune aș vrea să fac, însă ar fi bine ca, indiferent din ce zonă vin, pentru că toți spun că reprezintă România și, într-o formă sau alta, promovează cauza României la nivel european și este foarte bine dacă se întâmplă acest lucru, să nu cadă în zona radicală. Pentru că, vreau să vă spun, Partidul Frontul Național al lui Le Pen sau uh, retorica din Italia a doamnei Meloni nu mai sunt anti-europene, nu mai sunt anti, Alianța Nord-Atlantică, nici măcar anti-americane, inclusiv Fidesul din Ungaria, consideră că ei au o percepție în legătură cu sistemul de valori la nivel european, alta decât cea europeană. Au probleme legate de migrație, au probleme legate de uh, instituțiile europene nealese, care ar da ordine statelor și instituțiilor politice alese din statele membre, au probleme legate de, uh, într-adevăr, uh, o perspectivă privind locurile de muncă și piața muncii pentru tineri destul de redusă după pandemie și criza din Ucraina. Deci acolo apare, să spunem, radicalismul sau suveranismul acestor uh, grupări. Din perspectiva României, am văzut o serie de mesaje care, colmea, nu sunt numai de la aceste partide care se îndoiesc de. Uh autoritatea noastră înăuntru în Uniunii Europene, care ar vrea o altă variantă decât cea europeană sau euroatlantică, inclusiv din perspectiva securității naționale. Nu fac niciun secret din asta. Deci, din această perspectivă, mai ales într-adevăr în această grupare pe care ați menționat-o, dar și la alți politicieni. Iar în al treilea rând, și aici încerc să-mi aleg cuvintele, nu știu să fac o evaluare în legătură cu profesionalismul fiecăruia dintre cei care pleacă din România, merg în familii europene și au acea capacitate de lobby care să înscrie în mandatul destul de limitat al Parlamentului European. Bun. Aș vrea să rămân cumva la această temă, dar să-l întreb pe domnul Ștefănuță următorul aspect. Din cei care merg în Parlamentul European, știm că la un moment dat au avut o anumită problemă, să spun și încerc să-mi aleg cuvintele, la fel cum a făcut și domnul ministru. Uh, au avut o problemă cu autoritatea uh, și, uh, și au manifestat-o uh, destul de zgomotos, în special în Parlamentul României. Uh, s-a întâmplat în Senat, s-a întâmplat și în Camera Deputaților. Acum, ce se întâmplă în Parlamentul Uniunii Europene dacă e cineva, își dorește cineva să se manifeste foarte zgomotos, țipând, urlând, nu știu, filmând live pe rețelele de socializare? Evident că vă referiți la doamna Șoșoacă, probabil și la modul ei de a face scandal public. Credeți-mă că se va plictisi destul de rapid, că acolo lucrurile sunt mult mai aranjate, oamenii nu stau după vorbe și fente, ci sunt acolo să lucreze, să negocieze, să obțină uh, lucruri. Probabil va, va continua să facă această șaradă publică, dar uh, nu, nu este apreciată. Deci nu e apreciată. Nici nu știu, de fapt, ce competențe are doamna Șoșoacă uh, lingvistice, de negociere, nu știu. Nu-mi dau seama, dar deci de aia eu anticipez mai degrabă că, că se va plictisi, va lipsi Parlamentul României și spectacolul din el. Uh, am văzut și cazul domnului Vadim Tudor, când a fost uh, într-un mandat acolo, în care a avut poate două alocuțiuni, în principal despre drepturile animalelor. Nu știu dacă știți că uh, domnul Vadim Tudor era pasionat de drepturile animalelor. Deci, uh, în mare, acolo e diferit, lucrurile sunt mult mai bine așezate e un Parlament mai normal la minte, să spun așa, în care chiar se rezolvă lucruri importante și se negociază Nu sunt neapărat de acord cu ce a zis dumneavoastră, știu că lumea crede că... Lumea, în mod ciudat, zice pe de-o parte că Parlamentul European nu are nu știu cât mandat și, în același timp, dă vina pentru toate relele din lume pentru el. Deci, hotărâți-vă, ori are putere, ori nu are. Eu cred că are puteri foarte importante și avem lucruri importante de rezolvat. Și chiar dacă se manifestă așa, cum am văzut că s-a manifestat în Parlamentul din România, ce se întâmplă? Pentru că la noi, aici, problema era că nu pot să intervină fizic, nu o pot evacua din sală, ci poate să fie amendată, să-i se taie microfonul, de asemenea, din indemnizație cum s lucrurile în Parlamentul European. Da, eu cred că retorica asta odată nu prinde, deci nu prinde la colegi. La nimeni nu apreciază asta. În Parlamentul European a mai fost Nigel Farage, liderul UKIP, care a făcut scandal de, de tipul ăsta asemănător, a fost și domnul Cristian Terheș, care la fel are un, are un mod la fel de de incendiar, să zicem așa, de a face politică. Eu îl contrez mereu pe fapte. Deci nu, eu nu am stilul ăsta, sunt ardelean așezat, combat altfel, dar nu las să treacă minciunile extremei drepte. Nu las, pentru că nu, nu pot. De... cunosc prea multă istorie ca să mai las România să descindă într-un fascism din anii 30. Nu vreau vorbeați asta de niciodată. Vorbeați de competențe da. lingvistice, mai țineți minte discuția pe care am avut-o la dezbatere electorală când v-am rugat să vorbiți în engleză, dumneavoastră ați vorbit și în franceză și în germană. E nevoie de a vorbi într-o limbă de circulație internațională, europeană în acest caz, sau să pot descurca cu ajutorul translatorilor Evident că nu te poți descurca cu ajutorul translatorilor, pentru că nu, nu stabilești aceeași conexiune. Domnul Diaconoscu știe sigur că am fost ministru de externe cum negocezi direct, tet a -tet, cu cineva când vorbești pe limba lui sau ei când ai o discuție din inimă către cealaltă persoană. Alta este, legătura culturală se stabilește, se stabilește respectul Față de cealaltă persoană și, evident, altele sunt și rezultatele. De aceea și am fost atacat mereu, domnule, ce face un independent, ce rezolvă un independent. Credeți-mă că la Bruxelles calitatea contează mult mai mult. Un independent bun, performant, hotărât și pregătit pentru munca asta, poate aduce rezultate cât 10, care sunt, nu știu, înaintea pensionării, cum a fost domnul, în cazul domnului Vadim sau. Ca diversi aventurieri, sau mai știu eu, ce motive au fiecare. Da, domnule Deaconescu, despre imagine este vorba. Ce imagine o să-și facă România în Parlamentul European, în Uniunea Europeană, cu noi, eurodeputați, pe care îi trimite? Alte state trimit mult mai mult radicali și unii dintre ei într-o zonă extrem de expresivă, iarăși că să fiu amabil. Deci, în acest moment, într-adevăr, zona conservatoare, cum se numește politicos, radical de dreaptă sau de stânga, au crescut numeric, dar nu de o manieră să creeze o problemă în ceea ce privește aspectele decizionale fundamentale în Parlamentul European. Dar, într-adevăr, influența personală este presupusă atunci dacă există. Și, în mod evident, poate genera un anume tip de lobby, pentru că, încă o dată, se decide în familii. Deci, în... Ce capacitate și ce uh, greutate specifică ai într-o familie europeană privind ideile, privind uh, mesajele, privind acomodarea mesajelor cu interesul național, dar și cu cel european, pentru că discutăm de o instituție multilaterală până la urmă. Ține, puneam, ține, evident, și de performanța individuală. Da, e interesant ce spuneți, pentru că noi tindem să vedem problemele noastre mult mai mari și să considerăm că vai ce o să se întâmple la nivel european, pentru că e o atitudine mai optimistă față de ceea ce trimitem. Ultima ultimă întrebare, domnule Ștefănuță. Sunteți independent, dar mergeți într-un grup. Da? La Parlamentul European vă gândiți uh, să formați un partid în România, pentru că nu vă rupeți complet de România, chiar dacă sunteți în Parlamentul European. Vă gândiți să intrați într-un partid sau rămâneți în zona de independent? Eu v-am zis, sunt independent, dar nu singur. Am alături de mine o mie de voluntari și orice mișcare, orice gând avem în acest sens, o să decidem împreună, împreună cu voluntarii mei, pentru că până la urmă suntem împreună câștigători, nu eu, pe nume personal. Și mai degrabă, mai în plus față de asta, cred că s-a săturat România de tot felul de tătuci, de lideri exemplari. Mie îmi și place să, să avem o structură mai orizontală a puterii. O să decidem împreună și o să vedem dacă este cazul și cum este cazul. Da, nu excludeți formarea unui partid sau încercarea de a colabora cu un partid. Eu cred că e foarte important ca vocile progresiste din țara asta să se regăsească într-o într formațiune și să fie reprezentați. Mi-ar plăcea să văd, de exemplu, în România deputați de 24 de ani, de ce nu, deputați de tot felul, din, cu diversitate, cu oameni la care poate nu te aștepți, dar eu am întâlnit foarte mulți oameni capabili în România și ăsta e un mesaj foarte frumos. Ce vine din urmă? Să știți că nu e deprimant, nu sunt leneși, nu sunt trântori, nu sunt toată ziua pe net și cum ai fost ei descriși. Sunt niște oameni destul de educați, cu foarte mult bun simț, care au acces la știri internaționale, nu doar ce li se toarnă în pâlnie pe televiziune, să mă iertați un pic, nu la dumneavoastră sau anume, însă poate. Noi, noi storă... încercăm să prezentăm. Toate știu, știu, știu. Ce le contează la știu. noi, încercăm să prezentăm toate analizile știu, Nu, e că iau un acces internațional la știri, asta vreau să zic. Ei au acces instant internațional și ei au crescut cu chestia asta. Deci nu sunt dependenți de, de ceea ce li se dă ca informație în România. Asta, asta îi face un pic mai model. Da. Mai deschis la lume. Aș vrea... Și după mine este un mesaj bun, deci și pentru noua generație, părinți aveți încredere în copiii voștri că sunt copii buni, uitați-vă la ei în ochi direct, luați-i așa ca, ca oameni în toată firea, nu-i mai luați ca proprietăți, nu-i mai luați ca supuși, sunt oameni, sunt oameni cu ideile lor și cont, trebuie să conteze în România. Mulțumesc foarte mult. Domnule Ghincea, doar 10 secunde, o întrebare foarte scurtă, îmi cer scuze, nu mai avem timp, dar Ursula von der Leyen are șanse să reocupe funcția sa? În contextul are în care cele sunt... mai înalte șanse. Are sure. cele mai înalte șanse să reocupe funcția de președinte. Rămâne de văzut ce decide Consiliul și dacă reușește să facă o majoritate în Parlament, dar are șanse bune. Da, mulțumesc foarte mult, domnule Ghincea, îi mulțumesc domnului Nicu Ștefănuț și domnului ministru Diaconescu pentru prezența în emisiune. În ziua alegerilor locale și europarlamentare, Euronews România, este prima televiziune care a difuzat datele de la Exit Poll. Euronews România a depășit în acel moment prima news Alef și B1 TV. Ne uităm către cele mai importante și mai tensionate sedii de partid. Am și eu rezultatele, le vom vedea imediat. În urma sondajului făcut de curs Vanguard la Exit Poll, ați văzut pentru primăria capitalei Nicușor Dan 45%, Gabriela Fira 24%. 12 poziții vor ocupa europarlamentarii români în cel mai mare grup politic din Parlamentul European. Iar în clasamentul site-urilor televiziunilor de știri, Euronews a fost pe locul 3. Peste 440.000 de oameni și-au luat informațiile de pe site-ul nostru euronews.ro. Nu doar românii din țară ne-au urmărit, ci și cei din Germania, Marea Britanie, Italia, Spania, Franța, Belgia și Republica Moldova. Pe această ocazie vă reamintim că știrile noastre pot fi citite și prin aplicația noastră. Euronews România este disponibilă atât pentru Android cât și pentru iOS.